Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor se sărbătorește anual pe 18 aprilie la inițiativa Comitetului Internațional al Monumentelor și Siturilor. Comitetul Internațional al Monumentelor și Siturilor a făcut această propunere în 18 aprilie 1982, ea fiind mai apoi aprobată la Conferința Generală UNESCO din 1983. Această celebrare oferă posibilitatea conștientizării de către public atât a diversității patrimoniului la nivel național, cât și a vulnerabilității acestuia și, în consecință, a eforturilor necesare pentru protecția și conservarea sa. Anul trecut, pe 18 aprilie, la nivel mondial, s-a explorat legătura dintre creația umană și elementul natural fundamental civilizației, care este apa. Poduri istorice, mori tradiționale de apă, instalații și amenajări portuare de valoare arhitecturală și inginerească, ori patrimoniul natural și cultural al umanității din Delta Dunării sunt câteva dintre contribuțiile românești la diversitatea și valoarea universală a patrimoniului arhitectural legat de apă.